Aceasta este prima recoltă de căpșuni El Santa. Sunt aproximativ 2 kg. Fructele sunt mari, formă ca de inimă și sunt bune, sunt gustoase. Mă așteptam să fie mai dulci, dar nu sunt foarte dulci. Sunt un dulce puțin acrișor. Asta poate și din cauza că nu le-am lăsat să se coacă de plin, pentru că eu am pus căpșunii direct în pământ și fructele care intră în contact cu solul se strică. Pot să spun că sunt mulțumit de recoltă, pentru că efortul a fost minim, cu excepția lucrărilor de smulgerea buruienilor. Nu a trebuit să le fac decât două tratamente cu zeamă bordeleză. Este clar că pentru o dezvoltare optimă, căpșunii au mai multă nevoie de apă decât le-am asigurat eu. Au nevoie de folie de mulcire pentru ca fructele să nu mai intre în contact cu pământul. Dar, ca experiment, eu sunt mulțumit. Pentru anul viitor voi pune folie și voi monta de asemenea și instalație de picurare. Dar mă declar mulțumit.